Domnul Moțpan, ieri să strigați-l. Domnul Moțpan? Sau e ok așa? Da, e ok așa? Ușa nu încape în cadru, așa? Nu. Okay. Nici eu dacă nu încape, tot nu era. O să ne faceți un semn când, când o să fiți gata. Bună ziua! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi urmează să facem un anunț extrem de important după un... După o sesiune largă de discuții în cadrul societății civile cu alte partide extraparlamentare, pro-europene, democratice, stimați cetățeni, astăzi venim în fața domniilor voastre cu următorul anunț. Acum un an și două luni, la congresul al treilea al Platformei Demnitate și Adevăr din 8 mai 2022, am promis Forului Suprem al Partidului că obiectivul principal al echipei noastre pentru următorul mandat este readucerea Platformei Demnitate și Adevăr în prim planul vieții politice a Republicii Moldova și transformarea partidului în principala alternativă politică și electorală de centru-dreapta. Tot atunci am promis că vom face o altfel de politică, una inclusivă, participativă, deschisă față de societate și orientată către interesele cetățenilor. În această logică, un angajament important al echipei noastre privind alegerile locale din capitală a fost crearea unei construcții politice și electorale mai largi în jurul Platformei Demnitate și Adevăr. Atât pentru Consiliul Municipal Chișinău, cât și pentru identificarea unui candidat cu șanse reale la funcția de primar general al capitalei. Astfel, începând cu februarie 2023, am inițiat un proces de consultare cu mai multe partide extraparlamentare, de orientare democratică și pro-europeană, cu reprezentanții societății civile, a comunității de experți, pentru a identifica o alternativă politică credibilă. Ca un partid modern, suntem conștienți că trebuie să implicăm în politică și oameni din afara partidelor politice. Iar acest lucru a devenit posibil odată cu îmbunătățirea climatului moral în cadrul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Acum putem spune în mod public că această sarcină a fost în mare parte realizată. După mai multe discuții și consultări, suntem bucuroși să anunțăm că am identificat cel mai potrivit candidat la funcția de primar general al capitalei. Este vorba de Victor Chironda, expert recunoscut în domeniul dezvoltării urbane, cu experiență academică relevantă, ex-viceprimar al capitalei, activist civic. Așadar, candidatul Platformei Demnitate și Adevăr pentru alegerile din municipiul Chișinău este domnul Victor Chironda. Pe lângă candidatura la funcția de primar general al capitalei, pentru Platforma Demnitate și Adevăr, obiectivul politic major la alegerile locale din municipiul Chișinău este obținerea unui rezultat care să ne permită constituirea unei fracțiuni solide în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Doar având o fracțiune puternică în Consiliul Municipal Chișinău, vom putea apăra eficient interesele locuitorilor municipiului Chișinău și a celor din suburbii. Stimați colegi, împreună cu Victor Chironda, candidatul Platformei DA la Primăria Capitalei, ne angajăm să desfășurăm o campanie constructivă, pozitivă și orientată spre soluții concrete. Vom avea doar promisiuni electorale argumentate, realiste și justificate. Totodată, Chișinăul și suburbiile au nevoie de o viziune strategică pe termen lung. Un plan de modernizare a capitalei. Anume, acest aspect major ar putea să devină principala temă de campanie. Vă promitem că nu vom cădea în capcana populismului și demagogiei. Vom evita atacurile la persoană. În același timp, vom arăta și alarma societatea despre abuzurile comise de către mafia imobiliară, care, din păcate, este protejată de unele cercuri influente atât din cadrul primăriei, capitalei, Consiliului Municipal, cât și a altor instituții ale statului.
Dragi prieteni, lansarea oficială a candidatului platformei DA, Victor Chironda, și a listei de candidați pentru Consiliul Municipal va avea loc odată cu începerea campaniei electorale. Până atunci, facem un apel către toți cetățenii care sunt preocupați de rezolvarea problemelor Chișinăului și a suburbiilor să se alăture echipei noastre. Indiferent de apartenența politică, vă așteptăm în echipa noastră. Avem nevoie de expertiză, propuneri, soluții și suport pentru a avea o campanie cât mai reușită. Obiectivul nostru este să ajungem la cât mai mulți cetățeni ca să le propunem oferta noastră. Mai multe detalii despre modul în care se va desfășura campania pe municipiul Chișinău le va oferi domnul Victor Chironda. În același timp, în ceea ce privește participarea platformei DA la alegerile din Chișinău și suburbii, aș vrea să vă informez că suntem pregătiți să ne lansăm cu toată determinarea în această activitate. Aș vrea să vă reamintesc că în februarie anului curent am reorganizat 5 organizații teritoriale municipale într-o singură structură, care astăzi se numește Organizația Teritorială a Platformei DA pe municipiul Chișinău, în frunte cu domnul Kiril Moțpan, președintele acestei organizații. Platforma Demnitate și Adevăr va avea un rol extrem de important în această campanie electorală. Odată cu venirea lui Victor Chironda în echipa platformei DA, această activitate va căpăta și mai multă determinare. Totodată, aș vrea să vă informez că la nivel național am început un amplu proces de consolidare a partidului prin atragerea unor persoane de calitate, identificarea candidaților la funcții de primari și consilieri. După cum am promis și anterior, Platforma Demnitate și Adevăr va participa la alegerile locale sub brandul politic propriu, dar totodată va oferi o largă deschidere tuturor celor care vor să schimbe lucrurile la nivelul administrației publice locale. Până la începerea oficială a campaniei electorale, noi vom reveni periodic cu informații actualizate despre activitatea și planurile noastre politice. Scopul nostru este ca, după aceste alegeri locale, platforma DA să devină polul de atracție pentru toate forțele politice pro-europene extraparlamentare. Partidul de guvernare a demonstrat că nu este capabil să se descurce cu toate problemele pe care le are astăzi Republica Moldova. Greșelile pasului riscă să aducă la pierderea majorității pro-europene după următoarele alegeri. Misiunea noastră este să creăm o alternativă politică puternică, curată, care va menține Republica Moldova pe drumul spre integrarea în Uniunea Europeană. Mulțumim! Acum o să-i oferim cuvântul domnului Victor Chironda. Mulțumesc! Stimați reprezentanți ai mass-media, stimați colegi, cetățeni ai municipiului Chișinău. Prin intermediul acestei conferințe de presă, anunț intenția mea de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Eu sunt Victor Chironda. Sunt născut în Chișinău și mi-am dedicat activitatea profesională dezvoltării acestui oraș. Am făcut studii de masterat în domeniul urbanismului și planificării urbane în Europa. Am lucrat în companii comerciale, în societatea civilă, cât și în calitate de viceprimar al municipiului Chișinău. Am acumulat experiență și am demonstrat că știu și pot schimba lucrurile spre bine. În calitate de viceprimar, am inițiat și implementat proiecte care au îmbunătățit modul în care acest oraș funcționează. Am creat banda dedicată pentru transportul public. Un proiect despre care toți spuneau că nu va aduce schimbări, că șoferii nu o vor respecta. Am arătat că e posibil și acum sute de mii de oameni ajung mai repede acasă și la serviciu. Un alt proiect inițiat de mine a fost renovarea spațiilor publice lăsate în izbeliște în speranța că vor putea fi umplute cu blocuri. Am realizat proiectul de renovare a scoarului Cehov, apoi după acest model am inițiat un program de reabilitare a spațiilor verzi după modelul orașelor europene. Eu știu că orașele din Europa sunt locuri confortabile pentru trai, iar Chișinăul trebuie să tindă să fie un oraș european. Un alt proiect major a fost schimbarea priorităților de mobilitate urbană.
De la independență, primăria a ignorat pietonii și infrastructura pietonală. Când am venit să muncesc la primărie, am început reabilitarea trotuarelor și căilor de acces din oraș. Îmi aduc aminte de rezistența pe care am avut-o în cazul primei porțiuni de trotuar de pe strada Pușkin din zona Casa Presei. La fel am avut voci foarte sceptice despre intenția mea de a repara trotuarele și de a opri parcarea ilegală a mașinilor pe trotuare. Toate aceste proiecte, chiar dacă nu s-au aflat în lista de priorități ale lui Ivan Ceban, au fost preluate de el numai după ce a văzut că ele funcționează și oamenii le susțin. Însă un singur proiect al meu nu a fost preluat de actualul primar, și anume lupta cu corupția din primărie și crearea unor reguli clare pentru dezvoltatori și investitori pentru dezvoltarea orașului. Trebuie să știți că haosul la capitolul construcției convine doar unui grup mic de oameni din primărie. Nici dezvoltatorii, nici oamenii simpli care vor să cumpere apartamente nu au niciun câștig de la acest haos. Corupția din primărie generează numai scăderea nivelului de confort, ambuteiaje, parcări haotice și spații verzi acaparate ilegal. Stimați cetățeni ai municipiului Chișinău, motivația mea de a participa în aceste alegeri este una simplă. Eu vreau să reformez primăria și să demonstrez că orașul se poate dezvolta într-un mod care face viața mai confortabilă și mai plină de oportunități pentru afaceri, pentru locuri de muncă, familii cu copii și tineri care vor oportunități și condiții aici, acasă. Oricât nu ar cheltui pe acțiuni de PR, primăria lui Ivan Ceban nu are soluții pentru problemele cronice ale orașului. În 4 ani, problema parcărilor nici nu a fost atinsă. Ambuteiajele doar au crescut. Blocurile ilegale pentru care socialistul Ceban dărâma garduri pe șantiere, toate sunt ridicate. Și acapararea ilegală de spații continuă. Orașul nu este deloc smart, orașul nu atrage investiții serioase, nici private, nici europene. Orașul nu are niciun proiect major de infrastructură. Tot ce face Ivan Ceban este să arunce bani în lucrări de mântuială pentru proiecte de uns ochii, proiecte care se văd frumos de la înălțime, de la distanța unei drone, dar care nici măcar nu se dau în exploatare din cauza calității proaste. În următoarele săptămâni voi vizita toate aceste proiecte și vă voi arăta metoda lui Ceban de a face lucrări de mântuială care nu pot fi acceptate de nimeni. Chișinăul lui Ivan Ceban nu are o viziune de dezvoltare. Mai rău, noi iarăși ne-am pomenit ostaticii unor ambiții politice naționale. Domnul Urecheanu se gândea cum să devină președinte, Dorin Chirtoacă se gândea cum să devină un fel de Alexandru Ioan Cuza și iată că Ion Ceban, tot cu ambiții prezidențiale, umblă prin diasporă, se ceartă cu guvernul și face partid din funcționarii din primărie. În final, orășenii au de pierdut. Ceban a promis că vine să se ocupe de oraș. A promis că va fi primar apolitic. După ce a fost ales, a făcut campanie pentru Igor Dodon, apoi și-a creat un partid politic. În final, a transformat primăria, direcțiile și serviciile municipale în organizații de partid. În realitate, tot ce face Ivan Ceban, face pentru a readuce la putere, după alegerile parlamentare, forțele proruse și pe oligarhii fugari. Nu în zadar le protejează interesele corupte în proiecte imobiliare precum Hotelul Național sau puzurile recent adoptate. Deși încearcă să se dea drept un politician pro-european, Uniunea Europeană nu investește niciun leu în Chișinău, pentru că toți știu cine este Ion Ceban și pe cine reprezintă. Unicul proiect finanțat de Uniunea Europeană în Chișinău este proiectul Movit Like Lublin, scris și atras de mine și colegii mei Mihai Avram și Olga Rujanski în perioada când eram viceprimar. Un proiect de 4 milioane de euro atras de 3 oameni în 6 luni de lucru. Cât a atras echipa lui Ion Ceban după ce a scăpat de viceprimarul care îi încurca să rezolve întrebări? 0 euro.
Pentru mine este evident că un Chișinău european, fără un Chișinău european, este imposibilă Moldova europeană. Ivan Ceban la primăria Chișinău este adevăratul pericol pentru parcursul european al Republicii Moldova. Este evident că la nivelul Chișinăului este nevoie de o alternativă pro-europeană, competentă și motivată să ofere soluții pentru cetățeni. Dragi prieteni, sunt mai bine de 10 ani de când lupt pentru un oraș care să ofere oportunități, confort și siguranță fiecărui cetățean. Acum 4 ani am candidat la funcția de viceprimar pentru că vroiam să schimb lucrurile în Chișinău. Și vă mulțumesc pentru voturile și susținerea pe care mi-ați acordat-o atunci. Și sper că nu v-am dezamăgit. În toți acești ani am demonstrat că sunt un profesionist care pune principiile de dezvoltare urbană deasupra sau mai presus decât ratingul politic sau interesele de partid. Am promovat și implementat decizii și proiecte nepopulare, dar necesare, care și-au dovedit eficiența, precum benzile dedicate pentru transportul public sau trotuarele fără parcări. Am demonstrat că sunt un om integru și sunt gata să lupt până la capăt pentru interesul public. Cazul Hotelului Național a fost cel mai relevant în acest sens. Am refuzat să cedez sub presiunile mafiei imobiliare și pentru asta am fost demis din funcția de viceprimar. Am demonstrat de asemenea că am o viziune pentru Chișinău și am capacități să transform această viziune în realitate. Tot ce se face în ultimii 4 ani în Chișinău sunt ideile mele promovate în campania electorală din 2019. Aceste idei au fost pur și simplu preluate de Ivan Ceban, dar realizate nereușit și uneori chiar compromise. Comparați programul meu cu cel al lui Ceban din 2019 și veți vedea că în toți acești ani el a realizat de fapt programul meu, pentru că promisiunile sale au fost doar minciuni electorale. Acum vin în fața dumneavoastră și vă rog să-mi oferiți șansa de a aduce orașul nostru la un nou nivel de dezvoltare. Eu, dacă voi fi ales primar, nu, sau dacă, în cazul în care voi fi ales primar, mă voi ocupa de modernizarea orașului și de reformele necesare pentru a construi un oraș european. Nu voi tolera politizarea și corupția. Voi lucra pentru oraș și nu pentru cariera politică. Sunt sigur că voi reuși pentru că vă am alături și am susținerea dumneavoastră. Mulțumesc platformei DA pentru susținere și deschidere. Mulțumesc președintelui Dinu Plângău pentru deschidere și maturitate politică. Platforma DA este un partid care a demonstrat că se poate reforma din interior. Este o echipă tânără, promițătoare, cu care împărtășim aceleași valori și viziuni. Un partid care poate oferi o alternativă pro-europeană pentru Chișinău, dar și pentru alte localități. În final, vreau să fac apel la toți cei care cred în mine și în viitorul european al orașului nostru. În această campanie mizăm pe ajutorul și implicarea fiecărui susținător și simpatizant care ne poate ajuta. Alăturați-vă echipei noastre și haideți să construim împreună un oraș european. Vă mulțumesc și vă cuprind! Mulțumim! Dacă aveți careva întrebări? Da, am o întrebare. Dacă să ne spunem dacă între timp ați și aderat la platforma, da? Sau fiindcă doar candidat susținut de... La moment. Dacă îmi permiți, dacă noi am... În discursul meu anterior am făcut această precizare. Noi suntem deschiși pentru toată lumea. Cu domnul Chironda discutăm despre problemele Chișinăului deja de vreun an de zile și nu doar cu domnul Chironda, așa cum am spus, cu o comunitate mai largă de experți din societatea civilă care zilnic sunt foarte activi pe problemele Chișinăului, cu alte partide, în special cele extraparlamentare pro-europene, pentru a identifica o soluție, o echipă de oameni care să vină la capitală și să rezolve cu adevărat problemele. Să nu se gândească la alte scopuri decât cele ce țin nemijlocit de soluționarea problemelor capitalii. Am spus în discursul anterior că nu facem ca bază, suntem deschiși pentru toată lumea. Societatea civilă, oameni din alte partide, noi suntem deschiși să facem ceea ce am declarat acum un an în urmă. Un front larg, să vină oameni cu expertiză, cu experiență și așa mai departe. Și dacă la o anumită etapă oamenii care vin să facă cu noi echipă comună pentru Chișinău vor decide să scrie și cereri în partid, vom fi doar bucuroși dacă vor demonstra că
că intențiile lor sunt aceleași ca și ale noastre, atât pe Chișinău cât și pentru Republica Moldova. Deci, domnul Chiron, dar încă n-are această cerere. Asta este și o dovadă că suntem deschiși ca să vină cu noi echipă și oameni nu neapărat care scrie cereri în partid. Da. O altă întrebare este, ați spomenit deja că programul electoral o să-l prezentați atunci când va fi anunțată campania electorală. Dar spuneți-ne primele trei probleme, cele mai mari și principale de care v-ați apuca în cazul în care ajungeți la primărie. Mă tem că nu o să ne putem, suntem limitat doar la trei probleme. Orașul nostru suferă de foarte multe probleme și cetățenii acestui oraș simt acest lucru în fiecare zi. Indiferent ce fac. Fie că merg la serviciu, fie că se distrează, fie că merg în parc, în fiecare zi oamenii simt cum orașul îi stresează. Și aceste lucruri vin din diferite, acest stres are diferite surse. Transport, ambuteiaje, parcări haotice, construcții ilegale, lipsa încrederii în ziua de mâine. Niciun om din acest oraș nu poate fi sigur că mâine în fața blocului său nu va începe să fie construit alt bloc, chiar sub ferestre. Nimeni absolut. Nimeni nu poate fi convins că dacă va alege să circule cu transportul public, acesta va veni la timp. Nimeni nu poate fi sigur că dacă va lua mașina, va găsi un loc de parcare. Sunt foarte multe probleme sistemice care nici măcar n-au început să fie analizate spre a fi rezolvate. De asta este un volum foarte mare de muncă. Noi vom continua consultările cu colegii, inclusiv din societatea civilă, cu mediul de experți. Vom formula programul electoral, astfel încât să se regăsească toate aceste probleme, dar și în special soluțiile pentru aceste probleme. Soluții reale, nu desene fantasmice, fantasmagorice, care nu pot fi realizate. Soluții simple, clare, concrete, care pot fi realizate cu banii pe care îi avem sau cu investițiile pe care le putem atrage. Am demonstrat acest lucru și vom continua la fel și pentru acest nou program electoral. Mersi. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Periodic o să ieșim cu informații suplimentare. Între timp, împreună cu domnul Chironda, suntem deschiși să atragem cât mai multă experiență, susținerea cetățenilor care vor ca în primăria municipiului Chișinău să meargă oameni care cu adevărat se preocupe de problemele chișinăuienilor. Nu vom face campanie înainte de a ne permite codul electoral, dar tot cei care vor să ne susțină în drumul ăsta sunt bineveniți. Nu o să punem restricții cu cerere de partid și așa mai departe. Să ajungă cei mai buni în primărie. Asta e tot. Mulțumim foarte mult! Mulțumim.